România s-a clasat pe locul întâi pe națiuni la campionatele europene de canotaj la juniori, competiție desfășurată weekendul acesta în München, Germania. Sportivii noștri au obținut 5 medalii de aur și o medalie de argint. CSM Călăraș a participat la această competiție cu 3 sportivi și anume Alin Vasile Buzdugan, Maria Guzran și Ana Maria Matran. Astfel, Maria Guzran și Ana Maria Matran, sportive legitimate la CSM Călăraș, au obținut medalia de aur în proba de 4 rame, respectiv 4 vâzle. Mai multe amănunte primim de la antrenorul secției de canotaj din cadrul CSM Călăraș, profesorul Dan Bănățeanu. Domnule antrenor, dați-ne mai multe amănunte despre rezultatele obținute de canotorii călărășeni la campionatul european din Germania. Da, sunt niște rezultate excepționale care, așa cum spuneam anterior, au încheiat competițiile, sezonul competiții pe apă. Un campionat așteptat de toată lumea cu sufletul la gură, pentru că urmau să confirme sfârșitul de an glorios. Cei de la din echipajul de 4 rame, unde Maria Guzran trecută printr-un eveniment foarte neplăcut, a decedat tatăl ei, a reușit să ucerească aurul european, alături de colegele din parcă, care au dat dovadă de o, să zic, prietenie așa fără măsură, pentru că au făcut o declarație înainte de cursă, că se mobilizează și dedică medalia tatălui Mariei, care, cum spuneam, decedase în urmă cu fix 7 zile. După care o bucurie iarăși fantastică, Matrana la Maria a cucerit aurul european în barca de 4 vâzle, deși la campionatul mondial această embarcațiune ocupase poziția 4-a în urma unei selecții. Sportiva clubului nostru de la CSM Călăraș a fost introdusă în barcă și barca a dat aripi și au reușit să câștige aurul european. Am mai avut un sportiv, Buzdugan Alin, de la care anul viitor o să așteptăm rezultate mai strălucitoare. Anul acesta a reușit să se claseze pe locul 10 în proba de 4 vâzle, el fiind un an mai mic decât competitorii săi. Și totuși cu o prezență foarte, foarte numeroasă, un număr de 18 echipaje au reușit să se claseze, zic eu, pe un loc 10, un top 10 foarte, foarte bun. Un pic mai devreme ați spus că s-au încheiat competițiile pe apă. Să înțelegem că urmează competițiile pe ergometru, competițiile în sală? Da, teoretic am mai avea un campionat pe apă, campionatul național de fond, programat în luna noiembrie, dar datorită situației actuale din țară, nu cred că va mai fi posibil organizarea acestui campionat. Să sperăm că vom putea măcar competițiile de sală să le ținem, care sunt în luna decembrie, dar nu știu ce să spun. Oricum închidem un an cu rezultate excepționale. România din nou pe locul întâi pe țări în Europa în urma acestui campionat european, iar copiii noștri de la CSM Călăraș din nou în fruntea Europei. Domnule antrenor, vă mulțumim pentru timpul acordat și felicitări pentru rezultatul obținut. Și eu vă mulțumesc foarte mult și să dea Dumnezeu să fim sănătoși, iar la anul să aducem cel puțin un fel de numeroase medalii.